Registrul Unii pentru Transparența Intereselor pe care lansăm în dezbatere publică astăzi este platforma pe care grupurile, organizații sau companii interesate să influențeze decizia publică vor fi invitate să-și introducă o serie de informații despre maniera în care lucrează, despre cine sunt cei care sunt reprezentanții respectivelor companii sau organizații și care este scopul pentru care încearcă să influențeze deciziile publice. Este o manieră transparentă prin care tot ceea ce înseamnă grupuri interesate să influențeze decizia publică sunt invitate să pună la dispoziția cetățeanului o serie de informații despre motivele, despre scopul și despre modul în care încearcă să influențeze deciziile publice pentru a arăta că în mod transparent sunt partea acestui proces decizional în care cetățeanul trebuie să știe că decizia ultimă pe care a luat-o factorul responsabil nu este influențată de niciun interes particular sau altul, ci este efectiv rodul unei consultări și într-un final a judecatei acestuia fără să sufere nicio influență dintr-o parte sau alta. Este despre credibilitatea actului decizional, pe de o parte cerând grupurilor care influențează deciziile publice să fie și ele transparente atunci când intră în interacțiune cu guvernanții, dar și decidenților, miniștri, secretari de stat, înalți funcționari publici. Registrul le cere să marcheze câteva informații după ce întâlnirea publică cu grupurile de influență a avut loc, spunând ce anume au discutat și care este până la urmă rezultatul discuției, ambele părți astfel venind în fața cetățenilor cu câteva informații anterior luării deciziilor pentru încrederea pe care oamenii trebuie să o aibă că decizia factorului decizional ține de judecata lui și de nimic altceva, așa cum din păcate simțim câteodată neavând acces la informații. Va funcționa online, este un registru care conține date ce vor fi accesibile publicului, va fi gestionat de Ministerul pentru Consultare Publică, care prin definiție este un minister al transparenței și al punerii la dispoziție de informații, dar repet, se bazează mult pe cointeresarea oamenilor din mediul privat, încărcarea documentelor în acest registru fiind voluntară. Singurul lucru care într-un final va face diferența fiind acela că demnitarii îi vor primi în audiență pe cei din societatea civilă numai în măsura în care s-au înregistrat în RUTI, această practică fiind de-al minte reprezentativă pentru instituțiile europene către care ne uităm noi așa pentru standarde de transparență și eficiență. Traficul de influență și corupția sunt fenomene cu care instituțiile publice al minte foarte eficiente luptă și lucrează în mod sistematic, ar putea avea o influență exclusiv în sensul în care pune la dispoziția inclusiv a acestor entități orice fel de informație o apreciază relevantă pentru a-și desfășura activitatea. Noi ce încercăm să construim în acest moment este, dacă vreți, un instrument preventiv gândit ca o măsură de transparență pentru orice ar putea ulterior fi dezvoltat, inclusiv în zona de care vorbiți, dar plecăm de la premiza bunei credințe și a bunului bunei dorințe a părții private de a se alătura acestui demers. De-al minter, colegii din Ministerul Justiției și cu noi am lucrat strâns în dezvoltarea acestui instrument, el fiind prevăzut ca o măsură de prevenție în Strategia Națională Anticorupție aflată în consultare publică.